Am cumpărat, dar mai de mult, acum nu mai găsesc. Unii țigări din ăsta, de la moldoveni. Da. Care se dau pe sub mână, nu-i voi, dar bine, eu dacă luam doar, nu mă duceam să... Da, asta-i. Dacă sunt fumători de 20 ceva de ani, obligat că... Cele de la moldoveni sunt cele sunt mai ieftine. Da, era diferență. 3 lei, 4 lei, 5 lei, conta la pachet. Fiecare caută să câștige, caută un mijloc de a câștiga un ban. Ăla care vine cu țigările fără documente vrea să câștige și el un ban, asta vrea să economisească un ban. Și atunci intervine pactul ăsta. Vameșii au confiscat în nenumărate rânduri țigări provenite din diferite zone, însă în cele mai multe situații a fost vorba de țigări fără documente provenite de pe malul celălalt al Prutului. Avem țigări ascunse în pneurile autovehiculelor. În structura autovehiculelor. Vreau să vă spun că în Republica Moldova există o adevărată rețea de care se ocupă cu adaptarea mijloacelor de transport. Deci umblă la structurile mașinilor și le adaptează în scopul implicării lor în și transportului de mărfuri interzise sau dar în special țigările, fiind diferența de preț foarte mare între Republica Moldova și Uniunea Europeană, la țigări este cea mai mare bătaie de cap. Potrivit reprezentanților biroului Vamal Albița, imaginația moldovenilor în acest domeniu este impresionantă. Aici, țigări ascunse în borcane, acoperite cu nisip, în rezervoarele autocarului, în buteliile de aer, în, nu mai știu, în toate locurile. Uitați, și aici, sub aceste scânduri au fost decupate, special, exact pe dimensiunea unui pachet de țigări și amenajată podea ca să încapă. Este o adevărată operă de artă ce fac ei dincolo. În anul precedent, Vameș și Vasluieni au confiscat aproximativ 3 milioane de țigarete pentru care nu existau documente de proveniență.